2010, am cu rezultate bune, dar deloc ușor, știm cu toții, pentru sistemul de pensii private din România. Ce așteptări avem de la anul 2011? Privim cu optimism? Întotdeauna suntem optimiști când începem un nou an, întotdeauna privim înainte. Important să analizăm și să vedem ce am făcut bun în anii care trec și să nu mai repetăm eventualele greșeli. Avem provocări noi în continuare în domeniul legislativ și în domeniul supravegherii, bineînțeles, ceea ce privește mijloacele de supraveghere, mijloacele tehnice, mijloacele legislative și pregătirea personalului din domeniu, atât al autorității de supraveghere, cât și al operatorilor din piață. Noi ne dorim să existe stabilitate în decursul anului și ne dorim ca până la sfârșitul anului, așa cum s-au ridicat și aici niște probleme din punct de vedere legislativ, din punct de vedere al instrumentelor financiare, din punct de vedere al necesității diversificării instrumentelor financiare de investire, am constituit un grup de lucru împreună cu specialiști în investiții ai Asociației pentru Pensiile Administrate Privat și ne dorim că până la sfârșitul anului să finalizăm un set de noi instrumente pe care să le definim foarte clar, să înțelegem modul de manifestare a riscurilor, modul de evaluare și pe care să le introducem în legislația secundară și care pot fi accesate oricând de orice fond de pensii în cunoștință de cauză. Ați făcut o sinteză foarte bună a principalelor provocări pe care le aduce anul 2011. Haideți să încheiem tot într-un ton optimist. Spuneți-ne care sunt oportunitățile de care operatorii din sistem trebuie să profite în acest an și chiar și în cei ce vor urma. Eu m-aș adresa în special celor care investesc sau care ar trebui să investească în ceea ce privește fondurile de pensii facultative, componenta facultativă, pentru că este, chiar dacă spunem ca un clișeu, dar este într-adevăr o componentă cu un potențial foarte mare de dezvoltare și aici trebuie să făcute mult mai multe eforturi. O oportunitate pentru potențialii investitori, pentru companiile de pensii care administrează sau care pot administra este acela al facilităților fiscale oferite de la începutul anului, facilități fiscale extinse. Faptul că începând cu anul 2011 contribuția unui angajator la fondul de pensii al unui angajat este deductibilă din ceea ce privește contribuțiile de asigurări sociale este foarte important pentru că numai contribuția de asigurări sociale, contribuția de pensii este proporție de 31,8%, adică 10,5% contribuția individuală și 20,8% contribuția angajatorului. Deci este o reducere de 30% a costului numai luând în considerare lucrul acesta. Nu este suficient, dar este o oportunitate pe care eu sunt convins că administratorii, companiile din domeniul economic vor încerca să profite, pentru că atâta vreme cât eventualele presiuni de majorare salarială care se vor manifesta spre sfârșitul anului sau într-un anul viitor, ele pot fi atenuate prin aceste oferte care sunt avantajoase pentru angajatori și, nu în ultimul rând, și pentru angajați pe termen lung. Este, bineînțeles, un lucru care trebuie explicat foarte clar că termenul lung se poate manifesta aproape fără să ne dăm seama și să ne trezim că acel termen lung nu mai s-a scurtat foarte mult cu trece anul pentru orice angajat. Și este nevoie să conștientizăm aspectul ăsta și să punem deoparte, să economisim pentru momentul retragerii din activitate, chiar dacă nu este prioritatea noastră de bază. Nu o considerăm așa în acest moment? Nu considerăm așa. Nu este prioritatea noastră pentru că nu o considerăm așa, dar ar trebui să fie.